Dragilor, vă mulțumesc super că ați venit să fiți alături de Raul și de Denisa, că ați venit, cu toate că Denisa a decedat, să fie cineva care luptă pentru drepturile ei, chiar dacă ea stătea acum câteva zile pe o bancă așteptând autobusul și își făcea planul de viață și de viitor. Din păcate, câteva secunde, un tânăr terifilit i-a curmat viața și pe soțul ei l-a băgat în spital, chiar astăzi a fost tăiat piciorul. Majoritatea au rămas orifinat, au rămas pe viață tot ceea ce a văzut. Cei care s-au ocupat de caz au decis că șoferul autoturismului nu este un pericol public. Filmările care au apărut în presă, cu toți ați văzut că a stat la culoarea roșie a semaforului, de aceea trebuia ca el să fie judecat în stare de arest. Cred că am înțeles, a mai avut încă 3 accidente destul de grave. Trebuie să învețe că tot ce faci în viață plătești. Astăzi, lângă noi, te rog frumos să vii alături. Astăzi, lângă noi, vreau să vă spun că nu sunt doar oameni care sunt și ele copile. Am fost tot așa modificat într-un accident de circulație și în clipa de față l-a rămas pe viață în stau cu copile, iar acel băiat conduce mașina în continuare și noi. A fost bătut de 3 indivizi în Baia Mare. Eu am apucat numai să-mi trag un pic pe picioarele, e săraci, nu mai apucat deloc să facă nimic. Despre ce discutați voi înainte? Discutam că chiar duminică am vrut să mergem la pescuit, ne-am făcut planul nostru să mergem la pescuit, să facem grătare, să stăm acolo cu cortul, am vrut să stăm cam vreo 2-3 zile. Am vrut să ne distrăm, pentru că zilele noastre erau să pătă și duminica, că puteam să ne distrăm, atunci eram tot timpul liber. Atunci e din culpă.